Suntem în centrul depoului de tramvaie de la gara Iași, locul de unde în fiecare dimineață tramvaiele pornesc pe trasee, un loc deosebit de important pentru toți ieșenii, dar și un loc important din perspectivă istorică, pentru că acest depou, construit în 1898, este strâns corelat de dezvoltarea orașului Iași, Iașul fiind electrificat datorită înființării tramvaiului. Primul tramvai a circulat în Iași la 1 martie 1900, este vorba despre bătrânul tramvai AEG, cu care poate a circulat cândva și George Lesnea. Târzi, nis toate prea târzii.
Perioada comunismului a presupus, între altele, industrializarea României și implicit a orașului Iași. În acest context au sosit în 1959 în orașul nostru tramvaiele fabricate la întreprinderea de transport București, cunoscute sub denumirea de tramvaiele ITB. Prevăzute cu remorcă, acestea transportau în fiecare dimineață și seară oamenii muncii către noile fabrici construite în zona industrială a orașului. Tramvaiul ITB, unicul păstrat astăzi la Iași, rămâne o dovadă vie a acelor timpuri. Vremurile se schimbă și odată cu acestea transportul public din Iași se modernizează cu noi tramvaie. Tramvaie moderne, prevăzute cu podea coborâtă, cu rampă de acces pentru persoane cu dizabilități, aer condiționat și diferite alte facilități precum Wi-Fi sau prize USB.
Tramvaiul Ieșan rămâne în continuare un prieten zilnic al nostru, al tuturor, în care pășim în fiecare zi, neștiind unde poate vom ajunge. Natura nu minte te niciodată, Echilibru, ro, 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 ro,
Pășește-te pe podiumul norilor, țendințe, țețițe, țețițe, țe, dă-i cu balansul, 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 mai mult, mai decât ieftin, tin, 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 el mai mult, mai decât ieftin, mu, 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 te, te, te.